Eliza tocmai a părăsit casa Mireasa și a luat la revedere de la toți concurenții în livingul casei fetelor, așa cum se întâmplă de obicei cu fiecare concurent care este eliminat. Majoritatea concurenților au pupat-o, au îmbrățișat-o, i-au transmis toate cele bune în viață. De asemenea, majoritatea dintre ei vroiau să-i transmită prin intermediul ei multe salutări lui Cristi, cu care aceasta spunea că va vorbi și probabil se vor întâlni după ce va părăsi casa. Au fost foarte multe discuții pe seama lui Cristi și a Elizei pe toată durata competiției, dar și acum la eliminare, cu toate că acesta a susținut în nenumărate rânduri că nu își dorește să se apropie mai mult de Eliza pentru a forma un cuplu, nu se vede cu ea, nu simte că s-ar potrivi și a spus acest lucru chiar și după ce a ieșit din emisiune în live-urile pe care le-a făcut. Totuși, se pare că unii dintre susținători și dintre concurenți încă îi percep ca un posibil cuplu pe Eliza și pe Cristi.